Deci la fix o vine și ploaia. Și cam asta e rezultatul final. Trebuie să mă întâlnesc cu Cătă și îți spun întârziere. De-aia mă grăbesc așa. Bă. Mai am vreo 10 minute până la el. I-am zis că jumătate de oră ne vedem și trecut deja vreo 40. Și eu mai am încă 10. Ce mă pomenește ăsta iară? Parcă văd. Nu cred că a existat data în care să mă întâlnesc cu el, să ieșim cu motoarele și să nu întârzi. E un sat de munte și lung ca naiba. Eu trebuie să-l traversez tot, dintr-un capăt în altul. Pescuiești? Ai uitat grătarul acasă și prins ceva pești? Era numai la a doua oară pe tot. Bă, dar repede ai venit. Așa. Și m-am întors în zonă, m-am uitat ceva acasă. Și eu m-am uitat telefonul și m-am întors înapoi. Și acolo sunt pauză, 4 echipaje de poliție. 4? 4. Ce n-ai mai fac acolo? Și opreau tot. Când ne-am văzut, s-o mai ia și Bion la piston. Am zis, de noutăți, numărul nu-i, se nu auză nimic. E bun. Să rămâne acolo. Am întors pe roată, știi tu tine? Da. Pe... Dacă o în tine. A, bun. E că eu am ceva pentru tine. Ce? Ce? Ăsta, e KTM-ul, l-am făcut albastru. Da să te lua. Băi, dă cu mine jos. Acei. Cadou de Moș Crăciun. Așa? E microfonul. Amule, și punem. Și ăsta. Mai ai? Altceva mai vrei? Bateria. Ăla e încărcător dual pentru două baterii. Și ăla, eu de obicei am baterie externă, cablu. Și ăla îl încărc direct în ghiozdan. Am o două baterii, mă gândesc că ți ajung astăzi. Becul roșu a prins. Haide, viața mea. Nu pot să trec de el. Stai că vin. Puteam merge tot în față și ieșa mai sus un pic. Știi unde suntem? Hai că vezi imediat. Da. Am păstrat una, a ajuns o roată din greșeală. Bă, stai mă, că le facem, pe grătar. Facem? E bună? Da, bă. Bă, să-mi bag piciorul. În câmpul deschis, nu mai sunt. Da, bă, sănătoase aia, mă. Dar mănânci tu primul și văd ce se întâmplă. Doamne ajută! Ai, Doamne, ce-mi plac mie astea! Aici? Nu ploaie așa, ai? Bă, de fiecare dată, omule, bă, zici că-i blestem. Bă, cred că ce-mi podul ăsta o să dormim noi. No, mai aprinde tu foc, amu, cu lemne. N-am văzut. Mai dăm puton. Ce pe ploaia, bă. Și noi ploaia, mai avem de făcut carnea.
burgerul e pregătit. Dar nu a început ploaia. Mai tăiat. Asta e că eu mi-au geaca pe mine. Deci la fix o vine și ploaia. Și cam asta e rezultatul final. Unde ești, bă? Mai bine mă urc la picioare decât să-l scăp ăsta. Na bun, poftă. Rămâi ștat. Pe mijloc ai? Pe mijloc ai? Da. Aia, după tine. Evita cumva asfaltul. Stai să pun GPS-ul, hartă. Așa mă arată tău ăsta aici că zici că e mare, bă. Bun, hai. Bă, dacă o luăm paci în jos, n-avem variantă să ieșim la Damiș. Hai că încercăm. Aici. Ții pe lateral la ce și de acolo pornești. Nu, ai pornit? Filmează? Da, ai pornit, am un filmez. Hai de viața mea. Stai mai în spate. Au, au, au. Ai grijă acolo. Hai de viața mea, bă. Deci, dacă o bagă. Ia. Dai, era o treabă pe acolo. Dacă o bag pe aici, firea tu Dumnezeu. Deci dacă îl bagă aici. Dar ce faci? Dacă merită pe drumul ăsta, unde putem da? Aici. Dar nu aici, o să vreau să duc tot acum după la cruce aia. Aș putea merge. Nu pe și nu ce ai cu roșia, cu Dami. Cu păi aici poți și mie. Da. Pe pădure. Da, pe pădure vreau să merge. Hai, da, stai, ești în drum acolo și poți și coborul să mai. Mie mai ești colcă și poți să-mi faci. Vreau și cobor jos pe pădure. Nu mă încet aici. Aici m-am prins eu lanțul atunci. Roata cu sârmă. Aici sus. Hai că urcăm. Urcăm. Da, nu ai grijă la sârmă. Mai bine pe acolo. Da. Și pe unde mereu? Ha? Mereu în sus? Nu, hai. No.
Ba da. Este curent. Bă, dar după GPS puteam încă continua prin pădure. Bun, nu l-am rupt ca norocul. L-ai agățat? Nu pot să trec de el. Stai că vin. Puteam merge tot în față și ieșa mai sus un pic. Bun, gata. Bagă-te pe sub. Bun. Dă-i. Mai tare un pic. Dreapta sus. Da, mă, fix acolo, dacă ți-am drumul ăla, dădeam înapoi în drum, bag piciorul. Data viitoare. Fii atent. O luăm pe drumul ăla încolo, în jos. Faci stânga, dreapta și am ajuns. Acolo e crucea, vezi? Da. Simplu, nu? Da. Nu, în jos. Tot drept. Ducem înapoi harta mică. De fapt, dăm zoom. Deci, altă treabă, bă. Altă treabă, bă. Cu GPS. Prost am fost că n-am cumpărat mai repede. E fain că arată și drumurile de pădure. Și încă nu e o hartă chiar detaliată. Numai cel mai probabil o să o cumpăr și aia. De exemplu, drumul ăsta mi-l arată. Numai ne duce în dreapta. Bă! Duce în dreapta și ocolește, dar am putea tăia pe aici. Am putea tăia.
drumul e aici sus. Deci cumva trebuie să ajungem aici. Aici sus. Unde e aici sus? Ai, ce-mi plac mi-e dat să faci aici așa. Slamă lor. Aha. Ia. Hai, ia. Cum o sparge motorul pe aici? Acolo în stânga. Adică tot una era. Fugeam și de acolo de unde eram noi. Cred că știu unde suntem. Ha. Știu unde suntem. Hai că vezi imediat. Știam-o. Bagă la o poză, aici. Bun. Nu știi unde suntem? Nu-ți pare cunoscută câmpia? Așa, cât de cât. Deci, bă, noi când veneam până amu, acolo sus e asfaltul. Și coboream pe aici în pădurea asta și aici e un drum rău și ne bagă direct în vale. Și aici. Ah, da. Da, da. Coborâm pe vale. S-a ajuns la drum. Fii atent, pitancă, bă. Am păstă una a ajuns o roată de greșeală. Hai, bă, stai mă că le facem. Pe grătar. O facem, e bună? Da, mă. Spitance. Păi să-mi bag piciorul. În câmpul deschis. Nu mai sunt. Le băgăm pe grătar, dă-le încolo. Mai lângă mâncare. Cum? Aia nu-i bună. Ai loc și o bagi. Sau o bag la mine. Da, bă, și asta e bună. Că ne-am rupt-o. Deci, mi-e o foame. Da, bă, sănătoase aia, mă. Ha, bă. Sănătoase aia. E sigur? Da. Mănânci tu primul. Dar mănânci tu primul și văd ce se întâmplă. Deci numai mâncare, în jos de anul ăsta. Dă-i bătaie. Știi că am zis eu odată, tot așa când am mers la coada lacului, din câmpia aia, că o să venim o dată încoace să vedem unde duce drumul ăsta. Da, uite-l-ai. În episodul de astăzi, facem un traseu destul de lung spre coada lacului Leșu.
În total o să avem o distanță de vreo cel puțin 60 de kilometri. Iar la mine să mai adaug încă vreo 30, că până unde m-am întâlnit cu Cătă și înapoi am vreo 30 de kilometri dus întors. Deci eu o să ajung pe la vreo 90 astăzi. Mai putem noi ieși în drum. Haide, puii mei. Noi trebuie să ieșim în drum. Da, e bun. Se poate pe aici. Putem merge pe aici, nu? Hai! S-a vrut șaua. Hai! Au! Aici se face acces la drumul ăla, nu? Aici rămâne acces, nu închideți, nu? Da, rămâne acces, nu mai... Mamul... Da, 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 da. Sănătate! De obicei, când meream spre coada lacului, foloseam forestierul ăsta pentru că era o variantă super rapidă ca să ajungem în partea asta la altă. Și de asta nu ne-am complicat niciodată să găsim traseul pe pădure. De fapt am căutat odată și am eșuat un pic pe vale. Și aia ne-a fost toată ieșirea pe ziua aia. Dar acum cu navigație e total diferit. Cum? Da! Hai! Mai avem de traversat numai câmpia asta și după aia numai pădure. Hai! Mai știi urca? Incredibil cât de fain face vreo ăla. Deja fac parte din traseu. N-ai cum să nu vii pe aici să nu le urci. Verifică terenul. Nu mai fă de mult. Hai, dă-i ca meu. Antia în jos, ca la tine. Da, da. Ce fain torce ăsta.
Ce tare! Prinde sus! Prinde sus ambreiajul! Oh, ce ciudat e să vin! Oh, mama mea! Ce? Bă, dar mere, bă! Uai, fini la plecare! Uau! Unde oare și la pubiul ăla, că și pot să-i dau? Ce cum se comportă furcile astea pe aici? Ce mere, bă! Nipa asta unde-i? N-ai cum, bă! Cât de fain face asta! Incredibil! Viața mea! Plouă! Trebuie să ne ascundem undeva! Unde? Încât ce știu, aici mai în față ar trebui să fie o stână. Da, da! N-ai cum, bă, trage halul ăsta. Ce-i drept, aici e fain, da? În pădure, greutatea lui cam omoară. Doamne ajută! Vine ploaie! Majoritatea regiunilor țării ploi. Și a zis că îmi pun și aia cum ai tu. Pe legina. Am luat-o direct cu mine. Indi plecă. La Piatra Bulzului. Coada lacului. Coada lacului. Uite acolo ploaie că se vede. Da. Da, ploaie tare cu aia. Dar ploaie chiar bine acolo, nu? Nu. Dar trebuie un sac, tragi pe tine. Da. Aveți ne putem sta aici și ne ploi. Bune, sus treci în așa. Super. Da, se bine acolo pe deasă. Da, bă. Dar știți meri la coada lacului? Am mai fost. Am mai fost. Oricam în lung acră,
de acolo dăm... Pleacă dintr-o dată, mă. Cum? Pleacă dintr-o dată. Da, ăsta. Haide, ca acum ce mi-e rău. 4-50. Păi, dar așa este... Acolo noptat. Da, de unde? Înapoi. Hai să merem, să custreșem. Sustreșem. Că știi cât durează asta, Dori? Maxim 20 de minute. 20 de minute. Da, hai. Ai, Doamne, ce-mi plac mie astea. Aici? Acolo, nu ploaie, acolo. Nu ploaie, așa e? Mulți voi lăsa și-n drag, dacă vreau să te încoace. Amu. Bine suntem, bă. Bă, de fiecare dată, bă, omule, bă, zici că-i blăstăm. Te... Uite că le ploaie ca lume. Da. No, mai, mai aprinde tu foc, amu, cu lemne. N-am văzut. Oi, nu. Ne da. Cât e noapte cazarea aici? Cât e pe noapte cazarea? Da, nu știu că nu e mea. No, gratis atunci. Proprietari oci. Nu? Nu. Dacă da și mâncare, aici rămâie. Mâncare avem. Avem. Stai, că nu ne săturăm cu atâta. A unul e de acolo, dar la noi nu m-am vizit cu vacile pasca aici. Chemă vacile. A de unde ați venit? Reconfigurare de baterii. Pici un buton și împingi afară. Ce buton? Ăla, și împingi. Nu pot acum așa. Dar cum și nu? Mai tare. Forță. Hai. Atât. Stai că de la nu mai poți. Ce bă? Ba, mă. Deci știi. Bag-o asta. Este încărcată? Da. Și cum o bag așa? Cred că da. Dacă nu intră, bagi invers. Atât. O bagi la loc. De viața. Ai văzut că ce știi? Tehnologie. Câtă tehnologie pe tine? O fost. Nu mai e ce. 10 milioane au făcut un murie. Au? Unde? Aici în zonă? Cai mai avem așa? 10 milioane. Cătă. Fii atent, tu ce dormi noi la noapte? Nu dormi acolo, nu. Dacă mă acolo, acolo. Deci, lână de oi. Noapte. Căldură avem. Paie sunt. Comodăi. Mâncare avem. Condiții de 3 stele. E, ce mai treabă în aveți aici? Ce mai trebuie în aveți? Ce? Apă. Oh. Aia e. Apă e cei mai jos din tia mea, sunt 200 de metri. Ce mai mai treabă mea? Da. Câte piștiere acolo, acolo ploaie de mult. Alea piștierile sunt odolanilor. Cum? Piștierile sunt odolanilor. Ce-i spune acolo? Acolo, dincolo de dealul ăsta. Acolo știu că acolo stă cineva. Treci pe GPS. Da, acolo piștierile de sală. Face un ceas pe dealul jos, nu știu, odol. Acolo stă cineva, atât timp avea treabă cu noi când meream cu motoarele. Dacă nu dădeam țigări. Păi eu stau ceva bătrână, ceva vaci. S-a murit? Nu știu. Dar știu că am face ceva casă acolo, construiește. Ce, mă, acolo în casă ăsta cineva? Nu, mă, dincol de dealul ăsta. A, ce, dincol de căști? Cum mei pe acolo pe jos, da. Ajungi acolo mai în capăt. Da. Da, în casa aia acolo stă cineva. A, ce? Da. Am uit săptămâna s-a omormântat. Da? Da. Și aici o stat. O stat el cu vitile aici, nu o stat el aici. A avut 56 de ani și aici. O mărs cu unul cu staful pădurii și au murit amândoi. Ah, știu. Da. Știu de caz. Cum au reușit? Bă, seama, eu luat taful înapoi și nu au frâine. S-au îmbordat cu taful. S-au îmbordat cu taful. La unul l-a izbit pe băr, duce-o prunga unchiului ăsta la unul și-o a avut acolo. Și că i-o sări creier din cap. Fai de capul meu. Nu, cealaltă l-a prins, păi, zice taful acolo. Doamne feri. Alor numai pe el l-au avut, că mare o fata e plecată. Și-au avut aici, peste geamul mă legi? Au avut vilă făcută. Poftim? Au avut ala și unul și-o murit sutaf, vilă făcută și peste pădurea asta de încolo. Și are două fete.
Cum îl cheamă? Cetori, una nu știu ce e. Muierei educator, eu știu ce s-a făcut. Când și-a luat el taful, a spus unde aici la noi că a lucrat pe taful ăla, că și el s-a înhuicăl, că ala și-a luat morții, zice. Ăla era și mor și eu, zice, de nu, când s-a dus la roata, nu rămâne pe rost, plecam într-o prăpastie, zice, de 50 de metri, constant. Ce ai, ai. Da, la băiții, zice, 200 milioane. Încet, încet, tu tămei în sus, așa-i? Vrei să-și faci culcuș la noapte? Mai periculos în meserie, ta fiți la păduri. Petite cu ochiile, tine văgăunile, treci și... Da, să mai vin de tot. Zi-mă, cătă! Ce, mai vine alta? Mai vine o altă? Doamne, feri! E? Cred că putem merge, a? Nu. Păi ce noru e colen? Ala ne ocolești până. Sperăm. Ce zici, riscăm? Că dă oprit, numai la lunga acră mai putem. Poate acolo facem și mâncarea, în peșteră. Și ala și-o o proprietare și-o murit asta. O frate cu ala, nu știu. În februarie avea 2 ani. Ori la 51 de ani. A avut cancer la... la burt. Hai. Altul numai, asta sperăm. Eu vă doresc drum bun. Mulțumim. Probleme. No? Nu e fain. Hai, hai că te știi. Încet. 1, 2. Atât. Vrei tecoa tău? Sau vrei ca meu? Nu, că deja începe pe acolo mai greu. No, bun. Da, da, dacă mă pot urca fără. Stau pe el. Da, da. Te pace. Da. Da, sănătate și numai bine! E destul de frigus după ploaia asta. Cred că mai picură un pic. Iar dăm încolo, în afară de pădure, nu știu unde ne mai putem adăposti. Ar mai fi un canton imediat, doar că acolo scâini. Păi au să fugă după noi. Deci acolo sigur nu ne băgăm. Băi, dar noi aici trebuie să coborâm în stânga. Trebuie să coborâm. Bă, pe aici tot am urcat. Căutăm alta. Am mai urcat o grămadă de ori pe aici. Nu căutăm altă variantă. Merem mai în față și facem altundeva dreapta. De mâncat, de mâncat. Bă, bună întrebare. Ceasul? 7. Da. Ba nu. 2.48? Dacă așa zicea tău, atâta îi. Nu. Vezi că s-o îndrăgosti apa de tine. Stai că mi s-a agățat fermoarul. Nu. Așteaptă.
1.48. Până ne încăm, până pregătim. Mereu mai în față și undeva pe aici, pe lângă vale? Vrei tu? Da. Aha. Și mâncăm amul, nu? Da. Nu, hai. După ce mergem acolo, unde venim? Păi venim înapoi. Venim înapoi? Căutăm ceva rută, înapoi. Da, hai. Hopa, că iară sunt a cincea. Da, da. Bă, dar nu fi așa fricos, mă. Place. Că tot e grăpat. Aici? Da, bun. Atât. Și din ce văd, mai este o vale în dreapta. Bine, pe unde urcăm o să vedem noi după aia. Ce? Ce zici? Da. Bă, ce rău, îmi pare că nu m-am pus hamul de piept. Că să nu mai țin casca în cap. Aia e. Te ocup tu de lemne, eu de mâncare sau invers? Mai aproape, că nu stă. Sunt, mă, uite-te, de exemplu ăsta e uscat. Benzină avem, le udăm. Hai, fac aici un loc fain. Aici ne. O să aduc niște bolovani pentru grătar. Căutarea crengilor uscate, care nu prea sunt. Ați cam ude un pic, n-aia e. Băi, anunță-mă și pe mine înainte. Hai. Băi. Să sude, mă. Da, să-ți facă fum. De fum e și flacără, a? Hai, te rog eu. Când e foame. Zică benzina. Ei, on. Am un câna, trebuie n-am extra, ora ce faci. Și când pici, pierzi un litru, a? Da. Hai, hai că pot. Amu. Bine. Hai, hai. Aia e. Mergi acolo toate? Da, da. Stai că direcționez un pic și mai încolo. Aia. Asta, draga mea. Asta. Momentul adevărului. Hai. Hai încă un pic. Da, să mă să le ieșim. Haide, meu. Thank you.
Începe ploaia, bă. Și noi? Dacă începe, mă duc. Mai avem de făcut carnea. Câteva bitonce. Burgerul e pregătit. Tătă Cris am pus-o la mine. Căldura calorică e standard. Tătă Cris am pus-o la mine, că la câte nu-i trebuie. Nu-mi dai Clisa. Cum? Nu-mi dai Clisa. Ba, nu. Dacă ți-ai dat ce... Nu, lasă că eu mănânc ceafa. Terminăm și ceafa. Mai pune și ceafa, mai pune și bureți și salată și ăsta e burgerul ideal. Știi, știi că este pe TikTok ăla care dacă mânci burgerul în 15 minute ți-l dă gratis. De la Gigantic. N-am văzut. E 200 de lei unul sau cât. Ce? Gata. Nu a început ploaia. Băi, să-mi dau picioară. Bun e și așa, nu? Da. Carnea aia, nu-i bun așa cum e? Nu. Nu ai tăiat? Hai de cap eu cât ți-ai pus aici, bă. Da nu, i-am pus așa, pune-ți la aia la tine. Bun. Merem. Ferească domnul, ce avem aici? Hai să mergem mai sus. Bă, spune pe telefon. Păi. Asta e că eu mi-au geaca pe mine. Hai că aici măcar nu plouă așa tare la motoare. Deci la fix o vine și ploaia. Și cam asta e rezultatul final. N-ai cum, bă. Prea fain. Unde ești, bă? Am un vin. Ce? Bun. Hai, mă. Bătiem și sar. Da, pierd tot hamburgerul. Burgerul adică. Mai bine mă urc la picioare decât să-l scăp ăsta. Deci bă, de când am început să facem focul și până amu, când mâncăm, aproape o oră jumate. Na bun, poftă. Îl mă ajutat. Unde crezi că mai intră atâta? Cât de să cer pe el? E, n-ai cum bă. Și cred că am mâncat mai bine de jumate. Și încă ăsta e mai mare ca palma. Ferească domnul. Ce mă fac, bă? A tău? Mai intră? Deci eu nici nu mai pot. Deci e plin. Dar nici nu l-aș lăsa. Stai, du-te un pic mai încolo cu el. A ce? Hai să-l punem așa în. Stai, facem altfel. De bine. Nu. Ca a tău, mă. Nu. Băi, pune-l ca a tău. Taci. Și bă, cred că am ceva pungă pe dincolo. Tăți îți minge. Da. Și cu focul, și cu... Bă, să nu dai drumul la benzină până nu bagi furtunul, că nu l-am băgat. L-am băgat. Nu lasă și ploaie acolo. Da. Aur. Ma, bă, du-te, vezi dacă ai pungă acolo. Se rău, du-te, că tu mai zici. Păi hai că merim acolo. Îmbracă-te. Dar nu pot să mă îmbrac, bă, sau tău. Dă-l mă încoace. Am acea pungă. Mai am restul legumelor ce mai rămas. Aruncă-le. Dacă le puneam toate, nu că le duc acasă. De ce fain a intrat? Parcă ți-l de școală. Ia. Viață. Deci extra mega plin.